În etapa a doua din returul Ligii Secunde la fotbal, Săgeata Năvodar va juca pe stadionul Flacăra cu CS Balotești, sâmbătă 15 noiembrie de la ora 11. Deși întâlnesc o formație nou promovată și care se află în subsolul clasamentului, antrenorul Gică Butoiu și jucătorul Marian Cârje privesc cu toată seriozitatea disputa. Despărțirea de postul antrenor de Cătălin, toată lumea a crezut că aici o să fie altceva la echipă. Că nu o să mai fie... Să fie un haos cum ar veni. Deci, în privința asta, suntem la fel ca înainte. Poate și mai bine. Dar problema e că jucăm foarte bine, dar nu putem să câștigăm. Fundașul drept al echipei dobrogene, Marian Cârje, se așteaptă și el la o replică tăioasă din partea ilfovenilor. Va fi un meci greu, foarte greu chiar, pe care, indiferent de mijloace, noi trebuie să-l câștigăm. Chiar jucăm bine, jucăm rău, chiar nu mai contează, trebuie să obținem cele 3 puncte. Cele 3 puncte din disputa de sâmbătă sunt vitale pentru o clasare a echipei dobrogene în play-off, acesta fiind obiectivul de termen scurt al formației din nordul litoralului. Meciul va fi transmis în direct și în exclusivitate la Litoral TV.